Și de data aceasta, petrecerea s-a oprit brusc undeva pe la 1:30 noaptea, iar cei care erau la momentul respectiv pe ringul de dans au fost cu adevărat speriați că se va opri definitiv. Doamna Eleonora, care se afla acolo cu Denisa, Vlad, Andrei și Andreea, a început să le spună că e vina lor că s-a închis petrecerea, pentru că majoritatea dintre ei nu au stat deloc pe ringul de dans. Mai mult spunea că la un moment dat dansa doar dânsa și cu doamna Ana, stăteau acolo singure și efectiv restul erau ba prin bucătărie, ba prin pe canapele, ba afară la discuții. Ați văzut că au fost multe discuții după ce a plecat invitatul special Steve, grecul, de la petrecere și na, ei în loc să stea să se distreze, stăteau afară și se certau pe tema aceasta. Ori doamna Eleonora le-a spus că dacă nu încearcă să stea măcar o parte, măcar jumătate din ei să rămână în permanență pe ringul de dans, asta e, o să se închidă petrecerea. În momentul acela, cei prezenți s-au stresat și au început să-i strige pe ceilalți să vină pe ringul de dans ca să reînceapă petrecerea. Ei bine, într-un final au reușit să se mobilizeze cu toții, să revină pe ringul de dans. Au început să aplaude frenetic până când s-a pornit din nou muzica.